Aflat în vizită la prima ediție a expoziției agricole Agriplanta Vest, fermierul arădean Valeriu Țigu s-a oprit și la standul nostru. Printre altele, agricultorul ne-a povestit despre cum i-a mers anul acesta, ce recolte a obținut, dar și care sunt problemele care țin agricultura românească pe loc. Domnule Valeriu Țigu, bine ați venit la Agriplanta Vest! Mulțumesc! Cum vi se pare expoziția? Expoziția se pare bună, frumoasă, e aerisită, e pe un spațiu, pe un areal destul de mare. Avem ce vizita. Vă gândiți să faceți investiții în curând? Da, trebuie să facem investiții în performanță, în utilaje, în tractoare, pentru că deja care am luat, am o 5 ani de zile, încep să se uzeze și necesită schimbate la un moment dat. Spuneți-mi, cum a fost anul acesta, anul agricol, pentru dumneavoastră? Anul acesta, în special și poate ultimii 2 ani, au fost mai deosebiți față de amos 3-4 ani, 2012, mai bine zis, care a fost un an foarte bun, anul 2013-2014, cu prețuri sub așteptări. Producții, la un moment dat, s-au crezut că or să fie niște producții record de grâuri, de cereale, dar se pare că ne-am păcălit destul de amarnic. Poate la început producțiile au fost bune, dar ploile care ne-au îngreunat recoltarea a făcut ca dintr-o producție bună să devină una sub așteptări. Mai ales stând pe câmp grâu, a încolțit șoarecii. Anul acesta și-au făcut o prezență foarte mare pe areale destul de mari, mai ales în zona Radului. Ne-au făcut să obținem producții sub așteptări, chiar să ieșim în pierdere cu unele culturi. Ați avut grâu, rapiță, cam ce producție ați obținut la hectar? Da, am avut grâuri, am avut producții și de la început, cum am spus mai înainte, ori fost producție destul de bună, dar trecând timpul s-au recoltat cu pierderi foarte mari, șoarecii au mâncat până aproape unele parcele în totalitate, ceea ce așa ceva n-am mai întâlnit de 20 de ani de când facem agricultura. Și în această cauză e un an dificil. Tot dificil este și din cauza prețurilor, mă gândesc. Cum stați cu valorificarea mărfii? Da, cu valorificarea, deci se poate valorifica, dar prețurile sunt, cum am spus, sunt sub așteptări. Deci porumbul se așteaptă să fie undeva la 100 de euro tona, la 14 umiditate, deci asta necesită uscarea din uscătoare numai. Și dacă nu faci producții mari, nu ești competitiv. De asemenea, fermierul a vorbit și despre floarea soarelui și porumb, culturi aflate în prag de recoltare. Aveți floare și porumb? Cam pe ce suprafețe și ce producție estimați? În jur de 1500 hectare de porumb și 1500 de floare. Așteptăm producții ca și la grâu destul de bune, dar după ce e recoltat, atunci putem spune totul ce s-a întâmplat, că restul sunt povești până atunci. Condițiile pentru porumb anul acesta au fost foarte bune, dar și pentru floarea soarelui, dar porumbul avem din să recoltăm, dacă chiar vin ploile și în toamna aceasta, toată iarna, dar floarea soarelui, dacă nu vine timp prielnic să o putem recolta, deja a fost condiția să fie bună. Dumneavoastră ce faceți cu recolta? O valorificați imediat la recoltare sau o veți depozita? Aveți condiții de depozitare? Da, avem parțial și condiții de depozitare, o valorificăm pe măsura nevoii financiare pe care o avem. Valeriu Țigu lucrează circa 6.000 de hectare pe raza județului Arad. Nu intenționează să-și extindă exploatația, ci să fructifice cât mai bine terenul cultivat, aplicând tehnologie de înaltă clasă. În această toamnă a semănat deja 400 de hectare de rapiță, iar după ce finalizează recoltarea la floarea soarelui, va demara lucrările pentru înființarea culturii de grâu, așadar este în grafic.